Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV vorbim despre șah. În data de 28 mai suntem invitați la șah. Are loc la Mediaș campionatul național pe echipe mixt. Elisabeta Polihronia de domnul Emil Deliman este prezent în studioul Nova TV. Ne vorbește despre organizare, despre participare și, bineînțeles, despre echipele care vor participa din orașul nostru. Bine v-am regăsit! Bun găsit! Așa este, luni în 28 mai, de Rusale, iată în ziua liberă de la școală, copiii din municipiul Mediaș și din județ, din tot județul, vor participa la campionatul național pe echipe mixt Elisabeta Policroniade, etapa județeană. Să spunem că echipele campioane ale județului plus echipa campioană pe rural vor participa în săptămâna 7 sau în weekendul 7, 8, 9 iunie vor participa la etapa finală de la Ulănești. De la Mediaș așteptăm să participe la gimnaziu cam 6 echipe, la liceu vom avea probabil 3 echipe, Rotu, Accentele și SNG-ul, și de la ciclu primar cred că vom avea 4 echipe, cel puțin atâta sunt anunțate până în acest moment. Bineînțeles, așteptăm să vină și de la Sibiu și din județ alte echipe. Cam fiecare an au fost și echipe de la... E puțin cam târziu anunțat, cum să spun, această competiție, pentru că sunt foarte multe evenimente. Timpul este destul de comprimat pentru astfel de competiții și sper că lumea care cunosc și participă de atâția ani de zile la această etapă județeană i-au luat în considerare și vor participa, marea majoritate vor fi prezenți luni, în 28, la ora 9:30, la școala gimnazială numărul 5, la doamna director Briciu. Da? Deci vă așteptăm. Înscrierile le puteți face la fiecare profesor de sport sau la clubul Terașah Media și iată altă... Deci, practic, pot veni profesorii să înscrie echipele. Da. Trebuie să se formeze echipe. Echipele sunt formate din 3 băieți plus o fată. Deci, obligatoriu o fată sau, se spune, minim o fată. Echipa poate fi constituită doar din fete, nu e nicio problemă, dar obligatoriu pe masa 4 va juca fată. Deci aceasta este condiția, de aceea este și echipe mixt. Din titulatură avem acest lucru și obligatoriu pe masa 4 vor fi fete, deci vor juca doar fete pe masa 4. Premiul special este faptul că cei care se califică merg la Olănești, cam fiecare an. Acolo au parte de alte partide de șah, dar și de o mini-vacanță, am putea spune. Da, desigur, o mini-vacanță înainte de vacanța mare a elevilor și... îi aștept cu drag, am pregătit și mijlocul de transport, să spunem, suntem pregătiți să ducem cam fiecare an elevii din municipiul Mediaș la campionatul național, etapa finală de la Olănești, care va fi în perioada 7, 8, 9 iunie. Acestea au fost informațiile pentru știrile Nova TV, pe larg la Mediaș 120, astăzi vorbim despre șah, vă aștept acolo, aveți legătura în studioul de știri.